Ce tinioară din umor, de piop ce-n tot odor, eu cu drag la prutii bunii și-ai cânta la lumii. Ce tinioară din umor, de piop ce-n tot odor, eu cu drag la prutii bunii și-ai cânta la lumii. Cântic strămoșesc, când graiu pătrânesc, mândru batâlpina, așa ca-n Bucovina. N-ai ce să mai comentezi, deci este... Bravo! Stiu obcin cal în fac și cânt laiul meu cu drag, din humor în deal mă duc, dar până la câmpul lung. Și-n cale-n pac și când laiul meu cu drag, din humor în deal mă duc, dar până la câmpul lung. Și-apoi tot cu dor pe valea durnilor, eu când codrilor și gospodarilor. Și-apoi tot cu dor pe valea durnilor, când codrilor și gospodarilor. Ce din ări, pe vârfi ocină, lumea roată o imbla, dar cu drag o-i cânta. Crenguță de ce din ări, pe vârfi ocină, lumea roată o imbla, dar cu drag o-i cânta. La Bucovineni, Olten și Ardele, la mândrii moldoveni, Munteni și Dobrogeni, și voi tot cânta. Bună seara, Viorica! Bine ai revenit! Bună seara! Bine v-am regăsit! Cum ți s-a părut întâlnirea cu ea? Care crezi că sunt aturile ei? Pe lângă frumusețea pe care a dat-o Dumnezeu, frumusețea fizică și sufletească, Sânziana este foarte talentată și foarte sensibilă. Încercările vieții o să ajute să transmită prin cântecul ei mai bine mesajul care să ajungă în sufletul oamenilor. Și are toate datele să devină vedeta populară. Este un tânăr pe care l-a apreciez atât de mult. Are un mărgic în glas, în glăscior. Și vreau să aibă mai multă încredere în ea. I-am spus, Dumnezeu are pregătit pentru fiecare în parte câte ceva. Poarta ți-e deschisă. Cu Doamne ajută înainte. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Mulțumim și noi, succes. Viorica Macovei. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Vedeta populară sau vedetă populară în general, este clar că e un lucru de dorit, de cred, de către orice tânăr care urcă pe scenă. Se întâmplă și în cazul de față, așa cum s-a întâmplat cu toți cei, cred, pe care i-ați urmărit. Să auzim ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Momentul a fost plăcut. Textul n-a fost profund, să fie un text poetic, frumos, să-mi spună ceva. A fost bine. Mulțumesc. Mulțumim, mulțumim. Melise Stan. Sânziana, ai cântat foarte bine. Mult succes. Mulțumesc din suflet. Mulțumim. Cornelia? Eu am rămas zăuitată puțin așa. Pentru că mi-a plăcut foarte mult momentul. După părerea mea, este părerea mea și o susțin, a fost un moment perfect. Să ai încredere în tine. Toate aturile, deci toate sunt în mâinile tale. Dumnezeu ți le-a dat pe toate. La încredere să lucrezi mai mult și să nu uiți niciodată. Neamurile ți le dă Dumnezeu, prietenii ți alegi. Și aș vrea să fiu și eu prietenă bună atunci când vei avea nevoie să te sprijin. Ar fi o onoare. Mulțumesc. Cu drag. Cu drag pentru că meriți. Mircea Dinescu, vă rog. Doamna Viorica Macovei a vorbit de o mărgică din glasul ei. Da, da, da. Și există, într-adevăr. Numai că ea a optat chiar pentru mărgică de data asta, pentru că putea să meargă pe un colier, adică pe o chestie mai dramatică, așa, știi? A fost foarte frumos. Erau, într-adevăr, două vedete, nu știi care dintre ele candidează astăzi. Dar și mie mi-ar fi plăcut, cum a spus și Leșe, să aibă un text mai expresiv, așa, și mai... Dar una peste alta...
Bun, bagă dar momentul v-a plăcut. Tristețe, deci... mi-a plăcut, da. Bun, mulțumim. Da. Nicurina Stoican, te rog. Trebuie să ții minte că te educi în viață ca să te șlefuiești. Dar te ridici foarte frumos spiritual cu oamenii din preajma ta. Dacă în viața ta vei alege, așa cum ai ales astă seară, un om cu un spirit atât de bun și de frumos, cum este Viorica Macovei, sigur, dar absolut sigur, te vei purifica de tot ce este rău în jur și te vei ridica frumos și profesional, și social, și uman, și sentimental, așa cum trebuie să se ridice orice om frumos în viața asta. Mi-ai plăcut din tot sufletul. Mulțumesc din suflet. Mulțumim și noi. Succes, proba 3 ani. Vedem. Hai, ce frumos.